quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e un nume important al industriei comunicării din România, Felix Tătaru, profesionist în publicitate, participant într-un fel sau altul la mai multe campanii prezidențiale din România, numai din România deocamdată. V-am văzut, domnule Felix Tătaru, la televizor, v-am prins întâmplător, chiar pe TVR1, spunând când adversarul greșește, nu trebuie să-l întrerup, e o regulă veche. Nu e un gând prea creștin, asta așa, în context, să zicem, electoral. Altfel, nu? Creștinește este când cineva greșește să-l ajut să nu greșească. Și m-am gândit că, totuși, domnule, să vă spun domnule Felix sau domnule Tătaru, sau Felix a fost dat. Nu. Am aflat despre dumneavoastră un lucru, și anume că sunteți absolvent al seminarului teologic. Da. Și, bine, asta nu spune nimica, nu? Pentru că și Stalin, dacă nu mă înșel, avea studii teologice. Seminar teologic a făcut și Stalin. Așa că o figură angelică și un seminar teologic nu sunt niște garanții deloc ale bunătății. Din contra. Care e, după dumneavoastră, cel mai rău lucru în publicitate? Să treci neobservat. Să nu ai niciun fel de impact. Și s-ar mai putea să mai fie ceva, să faci o reclamă bună unui produs prost sau o reclamă proastă unui produs bun. Sunt trei lucruri suficient de rele fiecare cât să ți arate că e ceva greșit undeva. Da, da, da. Nu e ușor nici să lucrezi în publicitate, da. Îmi dau seama privindu-vă. Niciodată nu pot să, găsești, să fie toți factori într-o convergență. Da. Publicitatea, după dumneavoastră, ce este? Vă dau câteva definiții care m-au amuzat. Publicitatea e arta de a crea minciuni din semi-adevăruri. Publicitatea, asta mi-a plăcut cel mai mult. Publicitatea e știința scoaterii din funcțiune a inteligenței umane timp suficient ca să scoți banii. Și una de Flaubert. Publicitatea e o minunată sursă de avere. Și apropo de asta, practic, publicitatea, până unde poate merge? De când omul a început să comunice și când probabil într-o peșteră unul a descoperit că a făcut nu știu ce lucru, s-a dus la celălalt și a spus, uite, eu am făcut asta, dăm ceva în schimb. Deci, era trocul pe atunci. Da, da, dar totul își vindea fiecare marfă. Da, deci cea mai veche meserie din lume, știm care e. Publicitatea nu e chiar cea mai veche, dar ziceți că urmează. E a doua meserie din lume. De când omul interacționează, cred că de atunci e și publicitatea. Prima reclamă a apărut în 1472 în limba engleză, sub forma unei mici bucăți de hârtie, distribuită manual, anunțând vânzarea unei, n-o să ghiciți, cărți de rugăciuni. Deci ca să vedeți. O carte de rugăciune, iar în România prima agenție, știți când a apărut? Cred că la sfârșitul secolului XIX. Exact, în 1880, și se numea, după numele proprietarului, David Adania. Am văzut că marea figură a publicității franceze, Jacques Segelat, spune, da, în publicitate ai voie să vinzi orice în afară de un singur lucru. Știți ce? Presupun că sufletul. Da, sufletul. E un lucru de conștiință. Noi am avut mai multe situații în care am refuzat să lucrăm pentru anumite produse sau servicii. Nu lucrăm pentru tutun, am avut mai probleme să lucrăm în anumite situații cu alcool și am refuzat. Am văzut că și Segelat a refuzat pe Gaddafi, cu toate că i-a oferit de mai multe ori câte un milion de dolari numai ca să se ocupe de el. Mi s-a întâmplat și mie în România. Cât mi s-a oferit? De mai multe ori, exact așa. Mi s-a transmis la un moment dat un mesaj că vin să faci bani serioși. Și nu mă interesează. Nici de 10 ori de cât primești acum. Și am zis nici, pentru că e un act de credință. Dacă nu cred în respectivul individ și nu pot, nu am cum să fac asta. Și dovada a fost că atunci când am crezut, au ieșit lucruri bune. Segelat a făcut 20 de campanii prezidențiale, din care câte credeți că a câștigat? Nu știu. 19. Wow. A pierdut una singură cu Lionel Jospin. Dumneavoastră ați făcut 3,
și da. Ați câștigat 3. Vă propun să o luăm metodic, să o luăm pas cu pas, ca să parafrazăm titlul omului pe care l-ați ajutat în campanie. Deci, biografia unui copil plecat din comuna Movirița, județul Vrancea, și a ajuns, iată, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața națională de publicitate. Dacă ar fi să vorbim de cele 3 verbe care ne definesc a fi, a face și a avea, eu sunt tributar verbului a face. Fac. Cumva antreprenorii fac. Și e o neliniște în mine în a face tot felul de lucruri. În Noul Testament e un episod acolo când cele 2 surori, Marta și Maria, s-au întâlnit cu Mântuitorul Hristos. Una dintre ele era foarte, ca o gazdă, era foarte preocupată să aibă tot ce are nevoie, iar cealaltă stătea și se ruga și plângea la picioare. Maria stătea și se ruga. Și Hristos spune, sigur, parafrazez, Marta lasă cele ale făcutului, ca să zic așa, și uite, Maria de când am venit nu face decât să se roage. Nu să-și piardă energia în hai să repede să mai facem ceva, cum eu fac cea mai mare parte din viața mea. Deci sunteți un descendent pe linia Martei. Exact. Sunteți omul și care face. Și să fiu pe cât se poate. Primul pas important pe care l-ați făcut, care a fost? Trăitul la țară până la 13 ani strânește amintiri care țin mai degrabă de creangă. Eu am fost cu miei, cu oile, mergeam pe câmp, din când în când mergeam în vacanțe pe la rudele din Focșani, în oraș, și era așa. Când vedeam în cinematograf, mi se părea extraordinar. Deci, ținteați la Focșani. Da. Visul dumneavoastră, pentru mine era Focșani, da. Suma, da, culmea, da. Era Focșani. Da. Și aveați în familie frați surori? Sau? Atunci aveam o soră și ulterior am mai venit încă o soră. Surorile ce meserii au făcut? Ca să elucidăm capitolul surori. Sora cea mai mare a lucrat în zona financiară, în firmă. A lucrat pentru că s-a prăpădit. Și Alice, sora pe care o iubesc, lucrează tot în publicitate. Sora mai mică? Da. Și este tot cu dumneavoastră? Da. Și sora mai mare, de ce s-a prăpădit așa de vreme? Din responsabilitatea unor oameni într-un spital. Se întâmpla în 2003. În București? Da. Și avea 28 de ani. Nu mi-e ușor să vorbesc. Ea stătea la mine și m-am simțit așa fratele mai mare care avea, nu, grijă de ea și pur și simplu a avut o răceală severă și am dus-o la spital, au internat-o și fără să investigheze mai mult, i-au pus oxigen și i-au pus mai mult oxigen decât puteau plămânii să ducă. Și au efectiv intoxicat-o cu dioxid de carbon. Și după momentul ăla am mai stat 3 săptămâni la terapie intensivă, chiar în același salon cu părintele Galeriu, și au murit la câteva zile diferență și oamenii de la animare ne-au spus rău a fost făcut pe secție, în altă parte, și noi acum facem tot ce ține de noi, dar pur și simplu i-a distrus plămânii. Ați avut dovezi în sensul ăsta? Și n-ați făcut nimica? Nu. Pe de altă parte, pragmatic vorbind, e imposibil de demonstrat că oxigenul administrat a fost prea mult. Nu este imposibil pentru că avusese când era mai mică o operație de scolioză și în urma acelei operații avea o tijă care se susține coloana și din cauza acelei tije ea nu s-a dezvoltat la fel de mult ca orice om obișnuit și plămânii erau mai mici. Cineva trebuia doar să știe chestia asta și să se uite pe o fișă, înainte de a se gândi, asta e răcit, hai să-i pun. Cred că ceea ce m-ați întrebat e un lucru pe care aș fi putut să-l fac, pentru ca alții să nu pățească la fel. Atunci nu mi-am găsit nici eu și nici familia noastră energia să ne ducem să ne luptăm cu un sistem. Dar așa cum neprofesionalismul a fost ucigător la propriu, trăim într-o lume în care l-a figurat neprofesionalismul, e de atâtea ori ucigător. Puterea cuvântului de asemenea poate să fie atât de mare încât să ucidă. Și cuvântul poate să ucidă. Și avem o mare responsabilitate când deschidem gura. Să ne întoarcem la traseul dumneavoastră, pas cu pas. Deci erați în Movilița, visați la Focșani și când ați făcut marele pas spre Marele Focșani? Marele pas a fost făcut în clasa 8-a. N-aveam 13 ani împliniți. Deși eram premiant acolo la Movilița, părinții au considerat că nivelul ca la țară e mai jos și uite, mergi la Focșani să te pregătești pentru a intra la liceu și la un liceu bun, evident. Asta a fost despărțirea, care a fost destul de dureroasă pentru mine. Dezvoltasem un complex al băiatului de la țară. Așa repede? Da.
M-au ajutat cei din jur? Clasa 8-a, da. A, cum v-au primit? Uite, bine ăsta din Era un băiatul de la țară, da. Dar vă scria pe frunte? Felul în care mă îmbrăcam, am chiar un episod așa, în care, da, unii dintre ei erau mai mari decât mine și își făceau petrecere de 14 ani. Și am fost și eu invitat la asemenea petrecere. Aveam un singur rând de haine, un costum, cel cu care mergeam la școală și era obligatoriu, și m-am dus în acel costum îmbrăcat la... Ca la școală, în uniformă. Ca la școală, în uniformă, la petrecere. Nu vreți să știți ce am simțit atunci, a fost cumplit. Umilința vieții dumneavoastră. M-am simțit ca un ciumas. Poate ăsta a fost motorul care mai târziu v-a făcut să vă doriți să faceți, printre altele, și bani. S-a dezvoltat în mine o voință de a-l arăta eu lor. A fost o întâlnire de, cred că, de vreo 20 de ani cu ei și le-am spus asta și le-am mulțumit pentru asta. Nu mai erați băiatul de la țară, acum erați omul care a reușit la București. Dar și ei s-au simțit vinovați dintre ei. Chiar așa a avut impactul ăsta asupra ta? Și mă gândesc acum la copiii mei și la cât de mult influențează gașca, nu? Cum se zice, și cei din jurul lor și un cuvânt aruncat și este incredibil. Credeam că vă gândiți la altceva. Copiilor dumneavoastră nu le lipsește nimic și că numai simțind o lipsă ajuns să-ți dorești să completezi acea lipsă. Eu nu sunt neapărat adeptul culturii lipsei. Pe de altă parte, suntem foarte atenți să nu răsfățăm. Și copiii noștri au început să înțeleagă asta. Cred că au fost printre ultimii din clasele lor care au avut telefon mobil. Ați rezistat cât ați putut, dar până la urmă ați cedat. Televizor câte ore pe zi lăsați? Nu se uită prea mult la televizor. Am avut o perioadă când nu am avut televizor. Chiar un an jumate și a fost o decizie comună. Am vorbit cu copiii și le-am spus, uite, hai să analizăm următoarea săptămână cu ce ne simțim noi mai îmbogățiți uitându-ne la televizor. Nu, am avut televizor, da? Vă uitați și peste o săptămână vorbim. Și după o săptămână, cu toții am tras concluzia că am pierdut timpul, că nu am ales la nimic și am zis, uite, sunteți de acord acum să scoatem cablurile? Săraci, copii! Și au zis, rațional, sigur că au zis, da, așa e. A fost mai bine. Bun, a fost și după un an jumate, ce v-a făcut să reintroduceți televizorul? O chestie care ține de profesional. Eu, personal, trebuie să mă uit și să înțeleg ce se întâmplă cu oamenii cu care eu comunic. Dar copiii noștri nu sunt atât de dependenți de televizor cum sunt alții. Acum există boală și mai nouă. Online. Exact, da. Și încercăm să limităm timpul pe cât putem. De fapt, nu, ceea ce îți doresc e cel mai mult, nu e tableta. Ceea ce îți doresc cel mai mult este timp cu noi. Noi părinților. Dar se creează, din păcate, niște obiceiuri proaste și la un moment dat le vine, dar și nouă, gândiți-vă dumneavoastră. Da. Și așa mă întrebat, avem un telefon în față și poate n-ai nevoie de el, dar vrei să te uiți să vezi ce știri a mai apărut, am mai primit un mesaj și așa mai departe. Da. Asta e o boală a secolului. Să fim conectați, încărcați cu informații. Alții, nu la noi înșine, din păcate. Deci primul pas a fost făcut. Movidița Focșan, băiatul de la țară, care nu avea decât, mi-a plăcut expresia, un rând de haine. Haine bune. Pasul al doilea. Încă de când am intrat la liceu economic, cumva a fost așa o formă de... sugestia părinților, ambii fiind contabili, și eu m-am lăsat sugestionat pentru că aveam altceva în cap, de fapt. Un gând care mi-a venit când eram încă la Movilița, aceea de a fi preot. De ce aveați în zat un preot atât de spectaculos? Da, am avut și asta, un preot foarte bun. Cum îl chema pe părinte? Părintele Constantin Dobrin. Și fiul lui Mișu, Mihai, mi-era coleg, eram și foarte bun prieten, dar și rival. El tot timpul era mai bun decât mine, un geniu. Chiar un geniu. Pot să vă spun că avea un frate mai mare cu 5 ani și în clasa 6-7 făcea probleme la matematică fratelui mai mare cu 5 ani. Și împreună așa ne-am făcut noi un fel de promisiune că amândoi o să dăm la seminar și o să fim colegi și la seminar și o să fim preoți. Și ce a ajuns? Eu am mers la seminar, însă el n-a ajuns să meargă la seminar. El s-a îmbolnăvit. Și a terminat un liceu la Panciu și când eram eu anul 4 la seminar, el a murit. S-a sinucis? Da. Și n-am înțeles nimic nici eu. Tot ce pot să spun este că avea o voință extraordinară de a face lucruri și de a se extenua până una alta. Nu știu. Astea sunt supoziții, dar
Contează mai puțin asta. În memoria mea este... Băiatul strălucit, da, pe care îl iubeați și îl invidiați un pic în același timp. Da. Vă doreați să fiți la fel de bun ca el. Eram de multe ori, aș fi vrut să fie exact la fel de bun ca el. De altfel, mi-aduc aminte, în clasa 7-a, noi n-am mai fost colegi, el a plecat la Panciu și a fost singurul an când eu am luat premiul întâi, pentru că nu era el. El tot timpul lua premiul întâi și eu luam premiul doi. Deci la Focșani, era la un liceu economic. Gând. Da, și atunci se intra la seminar după ce aveai 10 clase. Am dat la seminar, erau 10 pe loc, nu am luat din prima, m-am întors în clasa 11-a la Focșani. La economic. La economic. Și la seminar am unde ați dat? La Buzău. Și am luat a doua oară. Atunci erau foarte mulți oameni care nu mergeau și la facultate și puteai să fii preot. Cu seminarul. Preot de țară. Astăzi da. Nu se mai poate. Nu, dar da. Dumneavoastră, la o adică, în orice clipă, ați putea fi preot că ați terminat seminarul, nu? Da, n-am exclus niciodată. Deci, conform legii, dacă ați dori să vă găsiți o mică parohie, ați putea oricând. Da. Deci a fost așa, Măgălița, Focșani, Buzău, București. Pasul Buzău-București da. E tot un pas important. Am fost ajutat, forțat să fac asta. Era după Revoluție și eram președinte pe județul Buzău la tineret. A, deci nu mi-a spus că ați avut o funcție. După câteva luni am fost invitat să părăsesc seminarul, pentru că acest județ era un județ roșu. Roșu, cum spuneam, da. Și a dat trebuit afară. Să plec. Și am venit la București și am spus de ce am fost dat afară. Din fericire, la București, directorul seminarului era monarhist. Cu simpatie, mă rog. Da, exact. Era și atunci legea că preoții nu au voie să facă politică? Nu. Chiar atunci era un preot membru în Parlament. Din da. Studiul seminarului teologic, practic, care a durat de 5 ani. S-a lipit ceva, da. Prea puțin, că domn Rătătaru, de vreme ce acum sunteți profesionist al publicității. Da. Din tot ce e Biblia, dacă ar fi să alegeți un precept care vă urmărește sau pe care îl aveți mai aproape de suflet, care ar fi? Caută pacea și urmează pe ea. Frumos. Tocmai dumneavoastră care trăiți într-un mediu atât de agitat. Da. De fiecare dată când intru în biserica de la Movilița, am niște trăiri, respect, emoție, timiditate. E o întâlnire. E o întâlnire care doar acolo simt că se întâmplă. Și de câteva ori pe an fac cumva și ajung acolo. Mergeam la biserică cu bunica. Cum o chema pe bunica? Maria. Ca și pe fica mea. De altfel, mi-am și dorit foarte mult ca un moment important din viață, cununia, să se întâmple acolo. Și s-a întâmplat acolo. Părintele Dobrin v-a cununat? Sau se pensionase? Se pensionase, dar tot un părinte Dobrin. Fratele! Ce erați când v-ați însurat? Eram operator la ProTV. Eu am cunoscut-o pe soția mea, pe Nadia, în ProTV. La câteva luni după aia ne-am și căsătorit. Ce făceam ProTV? Reporter. Eram în anul 4 la seminar și un articol dintr-un ziar al bisericii mi-a atras atenția. Festival de film cu tematică religioasă, aici la televiziunea română, pentru amatori. Și am luat fisa, m-am dus acolo la Unirii, la metrou, am așa. Ce înseamnă amator? Cineva care n-a făcut niciodată așa ceva? Și zice, da. Zice, păi uite, mă scriu și eu. Odorong, tronc. Îmi plăcea să fac fotografie, mi-a dat tata un aparat Smena. Și erați un amator. Exact, am considerat că sunt un amator. Cu ce film? Zic, nu știu, dar cum o să-l fac? Și am zis, aș dori să fac ceva în zona Buzăului, sihăstirile rupese din munții Buzăului. A fost o perioadă când călugării stăteau în mănăstiri sau chilii făcute din piatră, pentru că veneau popoare migratoare și ardeau tot ce era din lemn. Și există și acum o biserică din secolul XII, la Aluniș, care este făcută în stâncă. După ce am făcut acest film, Muntele Îngerilor se numea, și am și fost premiat, intervine microbul ăsta al succesului televiziunii. Câți ani ați fost operator la ProTV? 5 ani. Din 95, de când s-a lansat ProTV, până în 2000. Și puteți fi și astăzi operator și nu șef în publicitate. Care a fost impulsul care v-a făcut să faceți pasul? Înțelesesem cam ce se întâmplă cu televiziunea din perspectiva unui operator și mi-am dorit să fac mai mult decât atât. Vorbind de data asta de imagine de brand sau de produs. Bine, dar una e să filmezi niște imagini despre niște biserici rupestre și una să filmezi despre un detergent sau despre mai știu eu ce. Publicitatea nu cred că se limitează la a expune un produs. E un lucru mult mai complex decât asta, pentru că acolo vorbim de un cumul de lucruri și de stimuli, vorbim de muzică, vorbim de valori, vorbim de povești, pentru că oamenii, în realitate, asta vor să vadă. Și cele mai de succes reclame sunt cele care reușesc să spună povești frumoase. Deci mergeți pe ideea că publicitatea
s-a mai spus, e cea mai mare formă de artă a secolului 20. Și are și un rol formativ. Rolul formativ înseamnă, de fapt, manipularea psihologică pe care cu multă tehnică și cu multă artă o fac companiile de publicitate în favoarea celui care îi plătește? Credeți că dacă oamenii se spală mai des pe dinți e un lucru bun? Eu cred că da. Spălatul pe dinți e una și roșia montană de dinți de alta. Dar este rezultatul unor reclame. E posibil ca, din cauza publicității, o pastă proastă să ajungă pe locul întâi la vânzări, în timp ce pe raft, modestă, neștiută, zace o pastă excepțională, mult mai bună decât cea vândută. Este posibil să întâmple asta o dată, de două ori, de trei ori. După ce omul ți-a folosit produsul, că e o pastă de dinți, că e o bere, că e altceva și vede că nu e bun, nu merge ulcerul de multe ori la apă. Pot să spun, cred că fără să greșesc, că tot ce ne înconjoară e manipulare, cum în același timp, în cealaltă extremă, tot ce ne înconjoară e libertate. Ai libertatea să nu te lași de niciun fel, să fii foarte vigilent. Sau tu, cu bună știință, te lași și tu sedus. Da? Pentru că suntem într-un fel de seducție. Da? Și nu există seducător fără sedus. Da, da? Da, te da. Lași sedus. Poți să faci chestia asta? Poți să o faci, să nu te lași sedus. Dar ce faci cu banii? S-ar putea să ai nevoie de o pastă de dinți, să vrei să vezi ce e acolo, nu? Da, atunci și asta apare acest fie. Rău necesar numit publicitate. Să presupunem că s-ar desființa publicitatea, n-ar mai exista această industrie. Televiziunile trăiesc din asta. Cea mai importantă sursă a ceea ce se întâmplă pe internet tot de aici vine. Radioul la fel. Meciurile, concertele sunt influențate cel mai mult, nu de biletul care e plătit de cel care merge la un concert, ci de publicitatea aferentă acelui concert. Deci iată care este impactul publicității, dar în România investiția în publicitate pe cap de locuitor este și aici suntem pe ultimul loc în Europa. Este de 15 euro pe cap de locuitor. Mi-am adus aminte că Jacques Seghelat, pe care azi noapte l-am citit pregătindu-mă pentru emisiune, așa că eu sunt omul unui singur publicitar, Seghelat. Pe o gălvină am apucat să-l citesc. Ei, el spunea că publicitatea trebuie să țină cont de trei factori, etic, moral și de bun gust. Pe noi ne invadează în fiecare zi piața media cu tot felul de publicități care nu au nimic nici etic, nici moral, nici de bun gust. Din păcate așa e, da. Nu știu, când mă duc la Londra și dau drumul la televizor, când sunt la hotel, sunt invidios. De ce în România nu avem calitatea? E vorba de atitudinea celor care fac aceste filmulețe. Așa este. La un moment dat, în timpul crizei, crizele sunt bune și crizele te ajută să-ți pui întrebări profunde pe care de obicei nu ți le pui. Mă refer la criza economică. Care a început în 2008. Care a început, da, nu am resimțit-o mai mult în 2009-2010. Din fericire pentru mine, în 2008 am început studii masterale de business la Berlin. O școală de leadership, asta cum ați traduce? Conducători, specială pentru mediul creativ, în sensul că acolo am avut colegi din toată lumea, și din media, și din zona arhitecturii, și designer, și din zona publicității, așa numite industriile creative. Și businessurile creative au ceva aparte. Cum reușești tu să conduci oamenii și să faci și bani, dar în același timp să reușești să inspiri pe oameni să fie creativi, bun, dar să nu îi încătușezi în reguli. Pentru că aici e un conflict cumva între nevoile de business și creativitate. Și am avut și ocazia să fac o astfel de școală. La Berlin, cât a durat? 2 ani, dar este itinerantă. Am fost și la Berlin, și la Londra, și la Los Angeles, la New York. Da, a fost plătită. E scumpă? Da. Foarte scumpă. Cam cât așa? Pentru cine pot vrea să se înscrie? Pot să vă spun, nu cam cât. Cât e? 50.000 de euro. 50.000 de euro, da. Pentru 2 ani? Da. În care nu se includ casa și masa? Fără. Niente, nici biletele. Nimic. Deci doar ca să participi la niște cursuri și să cunoști niște oameni. Este interesant pentru că în timpul școlii cu colegi de pe mai multe meridiane, ne-am trezit vorbind despre criză și a fost bine, a fost deci folositor. Deci ați intrat în criză pregătit, da, nu? Da. Și am avut și experiențe, că îți pui tot felul de întrebări și te ajută și cei din jurul tău, legat efectiv și de întrebarea asta, eu de ce sunt aici în această industrie a publicității? Una dintre definițiile publicității e faptul că e o lume autistă, închisă. Un fel cinică, închisă, lipsită de sentiment. Pot să spun că mulți ani după ce am terminat seminarul, ajunsesem să fiu, să mă răcesc într-un fel. Mă complăceam în faptul că, oricum eu știu, am făcut seminarul, că am știut despre ce e vorba, ce-ar fi nou. Ori Dumnezeu, prin prietenii pe care i-am, mi-a scos în față un părinte care m-a încălzit din nou. Probabil cu cât ați dat mai mult de bani, de succes, de evoluție socială, da, știți, cu atât v-ați răcit. Nu, în schimb, contul în bancă era
tot mai gras? Nu asta m-a motivat. Nu, deci, ci dorința de performanță. Exact. În defavoarea inclusiv a relației cu familia, pentru că în loc să fiu mai mult acasă cu soția și cu copiii, era mai mult la firmă cu colegii pentru un nou obiectiv de atins. Ăsta e un preț pe care l-am plătit și acum mi-aș fi dorit să nu-l fi plătit și să fi fost nu atât de, nu știu câte, să fi fost mai puțin, dar să fi fost mai mult cu mine însumi și cu cei din jurul meu. Dar mulți au impresia că doar succesul, reușita, le-ar aduce echilibru și dumneavoastră ați investit totul în obținerea acestui succes. Am fost atât de răpit de a face încât nu mai eram eu cu mine însumi, fugeam de mine însumi. Și munceam, nu, la vârsta de 30 de ani, când ai foarte multă energie, munceam dimineața până seara cu proiecte, cu clienți noi, cu premii și așa mai departe, obsedat de o lume exterioară, de recunoaștere exterioară. Bine, dar așa ați ajuns și... să dezvoltați o mică afacere care a început în anii, în ce an a început mica dumneavoastră afacere? 98. Deci la 25 de ani v-ați făcut o firmă de publicitate. Da. Începutul a fost cu doi angajați într-un apartament închiriat și în timp ce lucram la ProTV. Câte camere aveți? Două camere. Deci doi angajați și două camere, nu e puțin lucru pe o piață destul de aglomerată, că dumneavoastră ați venit târziu, la sfârșitul anilor 90. Da. Sunteți un pionier în industria comunicării din istoria României, dar nu un pionier din primul val. Nu, sunt din valul al doilea. Sunteți pentru sau contra publicității comparative, domnule Tătaru? M-a amuzat că în Marea Britanie, unde vroia să pătrundă Hyundai, a venit cu sloganul: chiar și un ceainic are o garanție mai mare decât un Rover. Deci, ideea este în România, da, e permisă? Este interzisă în România. Dar dacă e interzisă... Și în majoritatea țărilor din Europa. Vă întreb dacă în comercial publicitatea comparativă e interzisă, atunci, de ce în zona politică e permisă? E foarte bună întrebarea. Nu prea se fac reclame în România sau dacă se fac, sunt derapaje. În Statele Unite, unde este țara publicității comparative, spoturile plătite sunt pur și simplu despre celălalt. Un om plătește un spot și vorbește despre celălalt. Să-l distrugă pe celălalt. Să-l distrugă. În România foarte rar există chestia asta. În plus, e mult mai credibil să o facă la știri decât să o facă într-o reclamă. Ce și să facă la știri? Denigrarea celuilalt. Asta într-o democrație nu se poate. Numai dacă deții canale media. M-ați întrebat de cum e în România. Și eu vă spun că în România denigrarea se întâmplă mai mult la știri decât în publicitate. Nu. În campania electorală, pe lângă știri, a fost și o energie imaginativă pusă în joc pentru denigrarea adversarului. Au fost mai multe astfel de lucruri cu tot felul de fluturași, că nu știu cine taie pensiile și așa mai departe. Pensii, copii, nu mai știm, memoria elimină deșeurile. Este ilegal. Și ca asta să nu se mai repete. Ce trebuie făcut? Ca asta să nu se mai repete, cred că ceea ce se numește CNA ar trebui să aibă mai multă putere și să fie mai îndrăzneți în atitudinea pe care ei au și să nu depindă de politic. Există în Marea Britanie un organism, se numește Ofcom, care este un fel de CNA, care nu are nici o legătură cu politica. Ofcom-ul este cel care interzice anumite reclame dacă, nu știu, ating, ce spuneați mai devreme, morala sau etica sau... Prostul gust. Da. Dar lucrul ăsta se întâmplă și cu programele media. Ori în România pot să vă spun că publicitatea și publicitarii sunt niște îngerași comparativ cu ce se întâmplă în zona conținutului media, a coborât nivelul atât de jos și e un bombardament de ăsta cu non-valori, cu non-modele. Este îngrozitor. Astfel încât, ce să vă spun, vin dintr-o industrie în care lucrurile stau încă bine. Promovăm niște lucruri bune, nu punem în valoare niște lucruri proaste. Și măcar o faceți în genul scurt și nu în genul lung. Lupta asta pentru audiență a ajuns să treacă mult peste un bun simț. Într-un fel, noi suntem, când spun noi, mă refer la mine și la soția mea, care avem un post de radio pentru copii și părinți, suntem beneficiarii acestui lucru și fără ghilimele neapărat, pentru că ne spun în cercetările pe care le facem, domnule, găsim și noi un spațiu nepoluant, un spațiu normal. Nu dați reclame pe post. Foarte selectate. Bine, acum nu faceți publicitate gratuită unui post de radio particular, dar apropo de asta... Mi-e greu să nu fiu publicitar. În jungla asta a economiei românești, o economie încă neașezată. Da. Un om care dorește să reușească, întreb,
ar fi putut, fiind el angelic și respectând legile 100%, să avanseze prin hățișul care parcă nu are altă treabă decât să-i pună piedici? Din perspectiva multitudinii de taxe pe care orice antreprenor din România le plătește, vă pot spune că este extrem de complicat. Și da, au fost momente în începuturile firmei când pentru a nu plăti taxe, anumite plăți, spre exemplu, le-am făcut la negru. E adevărat. Da, asta s-a întâmplat atunci și făcea asta toată piața. Din fericire, nu mai este așa. Cea mai mare sumă cu care a venit vreodată cineva la dumneavoastră într-o sacoșă, cât a fost? Nu mai știu. Deja v-am răspuns. Da, în memoriile dumneavoastră o să dați detalii. Problema e că probabil o economie adevărată va fi economia care să nu oblige oamenii să o ofenteze, ci să nu aibă impresia un om că face o afacere împotriva unui sistem și contra curentului, ci dimpotrivă, că îi se suflă în pânze. Am prins niște timpuri cu niște oportunități și acum sunt niște oportunități extraordinare. Asta, apropo de toți cei care încă visează să plece, în loc să se uite, să vadă în jur câte oportunități sunt, că dacă eu aș fi trei, probabil că aș face de trei ori mai multe lucruri. Vorbiți serios? Da. Acum, când vorbim în România, sunt foarte multe oportunități. Sunt blocate. De pildă, se spune că la ora asta piața de publicitate în România e arhiplină, arhiaglomerată și nu e momentul să-ți faci, să zicem, dacă ești un tânăr care ar vrea asta, o firmă de publicitate. E adevărat sau nu? Sunt mulți tineri care au firme de succes în comunicare digitală, în piața de publicitate. Ce înțelegeți prin comunicare digitală? Tot ce se întâmplă pe internet. Brandurile care comunică la televizor printr-o reclamă comunică și pe internet. Pentru asta e nevoie de un spirit mai tânăr, că tinerii sunt cei mai mulți, să zicem, nu? Nici nu știu ce televizor, ei știu ce internet. Gândiți-vă că trăim în epoca telefonului mobil. Ecranul de bază pentru generația care se naște nu mai este televizorul cum a fost pentru noi, nu mai există ecranul computerului cum a fost pentru o generație mai veche, ci este primul ecran este ecranul telefonului mobil. Sunt experiențe de comunicare total diferite și sunt lucruri noi care se întâmplă și am văzut copii, pot să le spun, de 20 ceva de ani, cum eram și eu acum 20 ceva de ani, care reușesc să facă firme la 20 ceva de ani. Se poate. Și sunt oportunități extraordinare, acum în România. Cum dați scăpat necumpărați, că sunteți o firmă 100% românească, va mai dura mult? Nu știm asta, nu mi-am propus să nu fiu cumpărat. Noi acum, de exemplu, avem un parteneriat de reprezentare cu cea mai creativă agenție din Germania, care s-a dezvoltat în mai multe țări din Europa Centrală și de Est, și nu exclud, dacă lucrurile merg bine și până acum, slavă Domnului, au mers bine, ca într-o zi, și avem și stipulat asta, că dacă voi dori, să vând o parte, un pachet minoritar din acțiuni. Care e marele avantajul al internaționalizării unei afaceri? Avantajul vine dintr-un fenomen care se numește globalizare. Majoritatea deciziilor economice la nivel mare se iau în capitalele financiare ale lumii. V-ar aduce clienți de acolo? Exact, da. Și dumneavoastră le-ați lucra aici? Clienții sunt în România. Clienții, precum companii, atunci, brandurile cele mai importante din România, cele mai multe sunt deținute din străinătate. Și atunci deciziile cu ce agenție să lucrezi în România se iau acolo, nu se iau aici. Asta nu e corect. Normal ar fi să se dea niște concursuri de creativitate. Sunt și astfel de concursuri, din fericire, apropo de și noi existăm pentru că există asemenea concursuri. Din 100 de licitații, cât la sută sunt completamente netrucate astăzi în România? Vorbind de licitațiile de publicitate, majoritatea sunt corecte. Da? Sunt sigur de asta. Nu câștigăm business decât prin licitații, iar licitația nu înseamnă că te duci și pui o ofertă de preț, nu. Pentru o licitație, în publicitate, o firmă muncește o lună de zile. Și se duce cu o prezentare și arată reclama potențialului client, el poate să spună îmi place, nu-mi place și nu e niciun ban. Și vin 4-5 firme și fac care chestia asta. Care vin cu ofertele lor. Fiecare încearcă să-l convingă pe client că această formă de reclamă e cea mai bună, cea mai creativă, atinge publicul, va vinde. De asta suntem plătiți, ca lucrurile să funcționeze. Dacă nu funcționează, se duc la concurență și trebuie să fim tot timpul în priză. Deci e o bătălie. O, da. Și online-ul, deci, cucerește piața. Am văzut că și în publicitate v-au scăzut veniturile peste tot, în afară de publicitatea online, care s-a dublat. În Marea Britanie este la fel de mare investiția în zona internetului ca în zona televiziunii. A ajuns să fie jumătate. Presa online câștigă teren. Majoritatea oamenilor nu mai cumpără un ziar de la chioșc sau nu mai sunt abonați și citesc informația, știrile. Din păcate, calitatea jurnalismului scade. Profunzimea scade, suntem într-o luptă contra cronometru. De cele mai multe ori informații ne luăm din titlu și de asta acum apar și tot felul de titluri din astea care n-au legătură cu care n-au deloc, doar ca să dai acolo un click și să mai înregistrezi. Ei,
vizualizare. Și apropo de click, cum se face măsurarea publicității și cum se întorc banii? Adică dacă ar fi să-mi simplificați mecanismul financiar, cum funcționează el? Internetul oferă ceva în plus față de media, interactivitate. Acolo te întâlnești direct cu consumatorul, cu cel care îi adresezi reclama și le este la un click distanță în a spune mă interesează sau nu mă interesează. La televizor nu ai asta. Tu te uiți la televizor și vezi abia în momentul în care el se duce la raft, dacă s-a lipit ceva între televizor și mersul lui la raft. În cazul internetului, vezi pe loc. Odată ce ai expus acolo un mesaj, vezi reacția omului pe loc. În secunda 2, în fracțiunea de secundă, el a dat click, a vrut să vadă mesajul până la final sau nu, a dat click și s-a dus mai departe. Și banii, din ce se întorc? Din măsura în care această publicitate l-a făcut pe consumator să dea click, să cumpere acel mesaj. Și cum se poate cuantifica asta? Sunt metode electronice și cei care plătesc publicitatea o fac în funcție doar de performanța pe care a făcut-o respectiva reclamă în mediul respectiv. Bun. Apare reclama. Cititorii scriu instant, acces instant la pagina dorită. Chiar dacă detergentul ți se mișcă în față și nu te lasă să citești articolul și te enervează. Vrei să scapi de acea reclamă. În momentul ăla nu și-a făcut treaba și ai raportări statistice care îți arată câți oameni au fost enervați sau câți oameni au fost, să zicem, atinși de acea reclamă. Dar știți că sunt unele care se deschid automat și care te obligă să le vezi cum îți țopăie în fața ochilor. Da, din punctul meu de vedere sunt niște derapaje care în alte țări, spre exemplu, sunt penalizate, ar trebui. Reclamele. Ce impact reușești să generezi? Că nu e vorba doar de clicks. Spre exemplu, sunt multe business-uri care sunt online și poți să faci cumpărătura direct acolo. Adică ai și magazinul acolo. Și acolo nu doar că ai dat click, ai văzut o reclamă și ești interesat să vezi mai departe sau ești interesat de produs, poți să și cumperi. Și comerțul electronic acum este într-o explozie extraordinară. Acum se vând electrocasnice pe internet foarte ușor. Și orice, ți-l, în afară de suflete. Da. Și, spre exemplu, pe YouTube, doar în măsura în care spectatorul vede toată reclama, abia atunci se ia în considerare o plată. Capcoadă, adică, n-ai voie să sari. Cât are? 10-20 de secunde? Dacă tot o vezi până la capăt, atunci se vorbește de o plată. Unitatea de măsură a unei reclame video este de 30 de secunde. Deci un copil, să zicem, care ar avea un site bine făcut, pe care apar reclame, ar putea câștiga bani din asta? Sigur că da. Cu condiția ca? El să facă trafic, să fie văzut acel site de cât mai mulți oameni posibil. Sunteți fondator și manager. Ce v-a plăcut cel mai mult să faceți la o reclamă, dacă v-ați implica vreodată împreună? Scenariul, textul, imaginea, ce? Am făcut puțin din fiecare. Eu am fost cel care a pus o echipă la un loc. Nu am fost unul dintre cei care făceau. Niciodată n-am scris eu o reclamă capcoadă. Niciodată? Nu. Implicarea mea la nivel strategic. Eu mă bucur că vorbim despre publicitate mai mult, pentru că 95% din cariera mea eu am făcut publicitate comercială. E drept că, datorită expunerii publicității electorale în campanii prezidențiale, eu am devenit mai cunoscut. Multă lume crede că eu cu asta mă ocup. Nu, eu doar lucrez doar în campanie electorală. Și pentru cine vreți dumneavoastră? Fără contract. Pentru cine cred? Ați lucrat pentru cine? Primul politician? Traian Băsescu. Prima campanie pentru care noi am lucrat a fost pentru primărie, dar inițial nu era dânsul candidat. Cumva noi am influențat, pentru că noi am fost chemați la PD să facem niște afișe, eram la categoria niște băieți, eram vazi necunoscuți și nici ambițiile lor nu erau prea mari atunci. Era un partid micuț, de 6%. Condus de Petre Roman. Condus de Petre Roman, da. Și la București avea un candidat și s-a zis, faceți-ne niște afișe, faceți o campanie. Noi atunci când ne-am dus acolo... Cine v-a dus acolo? Cineva din echipa mea a cunoscut pe cineva de la PD și m-a întrebat cum ar fi să mergem. Și era un candidat care atunci era viceprimar, mi se pare, și nu avea carismă, nu avea ce trebuie pentru a avea un scor cât și de cât rezonabil. Nu. L-ați văzut? Da. L-am văzut, nu ne-a convins cum deloc. Cum îl chema? Nistor. Și am zis, ori schimbați candidatul, ori dacă nu faceți o campanie care să nu vorbească despre el, ci despre echipa în general. Și a doua zi m-a sunat respectiv om cu care am vorbit și mi-a zis, ce părere ai de cutare sau cutare? Erau două nume. Și unul dintre nume era Traian Băsescu. Și celălalt? Simona Marinescu. Era atunci ministrul muncii. Și eu atunci, pur și simplu, asta mi-a venit să spun. Dacă îl puneți pe Traian Băsescu, eu cred că va câștiga primăria.
E neavând acel obiectiv. Neavând acel obiectiv, nu, e absurd. Nu, ei nu aveau obiectiv să câștige totuși. Își dădeau și ei seama că un partid de 6% era, cred că, al patrulea, al cincilea partid din momentul ăla. Era nerealist să câștigi primăria. Mai ales că în momentul ăla Oprescu avea 44% în sondaje. Deci era total... 40%? Da. În sondaje. Stătea foarte bine. Da. L-ați cunoscut pe Traian Băsescu? Traian Băsescu a devenit candidat, a vrut și el să ne cunoască. Prima întâlnire cu dumneavoastră personal. A fost în birou la PD și ne-a rugat să spunem ce am avut noi cap cu campania și de ce am ajuns la concluzia că trebuie schimbat candidat. Noi am explicat și a zis, mă, să știi că mie îmi place de voi, aș vrea să lucrați cu mine. Vreți? Cât a durat prima întâlnire? Ca să scriem puțin 10 minute. Istoria. 10 minute. Atât. El mi-a zis, nu, n-am timp de întâlnire, am ministru în funcție, atunci uite care treaba. M-ați convins, eu sunt detergentul Băsescu, voi vindeți-mă. Hai, veniți cu propuneri. Am provocat cumva clișeele de atunci și am zis să nu mai fie un prim plan, hai să fie un plan mai... Și chiar ne-a dat voie și efectiv am tăiat pe ochiul... Cu textul care vă aparține, vin la primărie? Împreună cu 2-3 oameni care erau acolo. Adică 2-3 oameni cu care mai lucrați și astăzi? În episoade electorale, e vorba de Eugen Ciocan, da, ne întâlnim și lucrăm împreună cu drag. Deci a apărut această candidatură surpriză la primărie. Nu credeți că și fără dumneavoastră, doar apărând niște simple afișe cu Traian Băsescu, tot ar fi câștigat primăria? Ne-am gândit la asta, așa este. Diferența a fost foarte mică și... A fost de 0, față de Oprescu? Da. În turul 2 a fost de 50, la 49. Eu cred că felul nonconformist prin care noi am comunicat și ulterior s-a dovedit cumva și sociologic, se studiază la școli, la facultățile de comunicare, că a fost o prima campanie total neconvențională care s-a potrivit foarte bine pe stilul și pe personalitatea domnului candidatului. Băsescu. Da. Noi atunci am inventat Ardei Iute, spre exemplu. A fost mult mai cunoscut în 2004 cu campaniile prezidențiale. Când au venit alegerile, v-ați prezentat singur, v-ați ținut minte primarul, după ce a ieșit primar și a arătat recunoștința în vreun fel în cei 4 ani? Ne-a pomenit de vreo 2 ore, aflam și noi de prin presă că ne-a mai pomenit și am aflat în 2004, în primăvară, că într-o conferință de presă a fost întrebat cu cine o să lucrați pentru campanie. Cu aceeași firmă, a zis, dar nu vorbise cu noi. Cu ce firmă? Și chiar nu mai țin aminte numele firmei și cum se cheamă firma lui Felix. Da. La care din campanii n-ați fost plătit? Au fost mai multe campanii. Ați rămas neplătit? Acum mi-aduceți aminte de bancul ăla, din ce ai câștigat, din toate pierderile astea. Un slogan la care eu am contribuit a fost să trăiți bine. Aoleu! Și v-ați simțit vreodată vinovat? Ați avut vreodată impresia când nu s-a trăit bine, când a venit criza? Expresia asta multora le-a dat aripi. Din păcate, pe urma dezamăgit și a fost folosită cu o conotație ironică, domnule Tătaru. Atunci, așa este, dar și-ar fi imaginat cineva cu 10 ani că politicieni importanți în țara asta care fură sunt la închisoare? Nu. Iată că sunt la închisoare. Eu cred că românii ar trăi mult mai bine dacă, nu știu, măcar dacă s-ar înjumătăți corupția din România. Da? Dacă s-ar fura mai puțin. Da. E o mare legătură între cele două. Deci ați fost responsabil de... Comunicare. La cele două alegeri prezidențiale, în 2004 și în 2009. Când v-a fost mai greu? În 2009. În 2009? Da. Să lucrezi pentru cineva care vine din opoziție și care îl atacă pe cel care e în funcție este mult mai ușor decât să faci o campanie pentru cineva care este în funcție, care a trebuit să dea seama pentru ce a făcut în ultimii 5 ani și să fie atacat de toată lumea. Deci deodată din 2004 în care el era atacator, acum el devenise cel mai atacat de către toți candidații care aveau, să zicem, speranțe să câștige. Deci e un joc cu totul și cu totul diferit și mult mai complex. De altfel, este singura dată în România când cineva a câștigat fiind în funcție. Până acum, alegerile au fost câștigate doar de cei care veneau din opoziție. Da? Vorbind și de parlamentare. Parcă Ion și Iliescu de... a câștigat. În 92. Fiind în funcție. Atât. Dar atunci, mă rog. Nu se pune. Păi așa au zis, că nu se pune. Dovadă exact. Că a mai avut 2 mandate exact. Despărțite de Emil Constantinescu. Da. Un om când se angajează într-o asemenea experiență, are voie să spună ce gândește și să povestească după există aceea? Există contracte și, evident, n-am trecut niciodată zona confidențialității. Altfel, după prima campanie, nu mai există o a doua. Vă dați seama. Vă dați seama, în 89 erați un copil, un adolescent de 16 ani. 16-17 ani, da. Focșan, Mobilița. Și au trecut 25 de ani, sunteți cu totul alt om. La fel s-a schimbat poate și lumea românească. Dacă ați vedea lumea românească așa într-un clip publicitar, blăguită, cum a prins 89, cum ați vizualiza într-un clip evoluția asta în României în 25 de ani? Mi se pare că acești 25 de ani
au fost așa ca o boală și parcă ușor, ușor începe să ne treacă. Am fost afectați, știți, când te doare ceva și judecata ți-e afectată, nu prea e chef de... Stare generală proastă. Da, e stare generală proastă și ușor, ușor, parcă s-a ajuns să ne dăm seama că nu trebuie lucrată la efectul bolii, ci la cauza bolii. Și acum, în sfârșit, vedem și noi că se lucrează la cauza bolii, ca să ieșim și noi din starea asta. Și cauza bolii, de fapt, este corupția. Unii au fost performanți, profesioniști ai corupției și acum vedem mari corupți pedepsiți, dar asta nu înseamnă că mica corupție între timp nu continuă. Nu cred că putem avea pretenția să nu te duci să dai șpagă la doctor sau în altă parte, adică să ceapă de jos în sus. Modelele în orice societate nu poți să începi de jos, trebuie să începi de sus. Și... slavă Domnului, sunt niște semnale bune că s-a început. Să sperăm că o să-i țină și o să reușească. Ați înțeles ceva în plus despre ce înseamnă gustul puterii și ce înnebunește pe toți oamenii ăștia să vrea iubirea de stăpânire? În timpul campaniei electorale nu prea poți să-ți dai seama de cum este, dacă este o obsesie pentru putere și că de-aia vrea respectivul candidat să câștige sau nu. Eu cred că puterea creează victime în momentul în care se exercită puterea. Deci puterea ajunge după aia să corupă, nu înainte de a o avea. Eu n-am fost alături de niciun președinte în timpul exercitării mandatului. Am fost invitat să intru în politică și nu am considerat că e ceea ce caut. Cu toate că am văzut într-un interviu mai vechi al dumneavoastră o idee care mi s-a părut rațională, și anume că un publicitar, un om de publicitate, care și-a exercitat ani de zile meseria, ajunge să cunoască atât de multe lucruri foarte bine despre diverse domenii, încât la un moment dat el ar putea fi un foarte bun prim-ministru, pentru că el chiar ar ști despre ce vorbește. Acum, da, să nu se înțeleagă că văd în dumneavoastră peste 20 de ani un prim-ministru, dar cine știe, nu? Nu știu. Acum 20 de ani nu știam că voi fi aici. Ați avea curajul să vă aruncați. Unui antreprenor nu curajul îi lipsește. Și ce apa în care să se arunce. Când am avut propunerea de a intra în politică, pur și simplu am simțit că nu mi-am terminat misiunea în ceea ce fac acum aici. Dar nu exclud posibilitatea să intru în politică la un moment dat. De altfel, implicarea mea în campanie electorală este tot o formă de implicare în politică. Dovadă că o fac doar în timpul campaniei electorale. N-am făcut din asta o meserie. Nu, pentru că dacă v-ar fi chemat ceilalți, ziceți că nu v-ați fi dus. De da, ce? Pentru că sunteți structural un om de dreapta? Da. Și ce înțelegeți prin dreapta, de fapt? Ideologic vorbind, unii vorbesc despre capital și încurajarea muncii și a meritocrației și a valorii adăugate care trebuie răsplătite, ceilalți mai degrabă vorbesc de o egalitate în drepturi, indiferent de cât de competent sau incompetent ești. Ori eu, ca antreprenor, care știu cât de greu este să plătești 150 de salarii în fiecare lună... Atât aveți azi? Da. Ați întârziat de multe ori cu plata salariilor? Am avut, în timpul crizei, o perioadă de câteva luni în care... Da. Dar nu înseamnă că câteva luni n-am plătit. Nu. Au fost zile în care n-am putut să plătesc. Asta în perioada crizei. În sfârșit. Și să ajungem la cel mai recent succes al optimistului care sunteți, succesul ultimelor alegeri prezidențiale. Putem să-l punem la succese, că sunteți invitatul meu, chiar dacă n-ați avut un contract semnat cu ei, chiar dacă n-ați răspuns de publicitatea online, acolo a fost altcineva. Dumneavoastră ați fost ce? Sfătuitor din umbră? Însoțitor prin labirint? Nu, sunt mai multe lucruri care s-au întâmplat în timpul campaniei. Cine v-a prezentat lui Klaus Iohannis? Vasile Blaga. Pe care îl știați de la primărie. Aproape toate campaniile au fost conduse de dânsul. Am avut eu o întâlnire în primul rând cu domnul Blaga și mi-a explicat care e contextul ăsta prin vară. M-au întrebat dacă aș fi interesat. I-am spus că vreau să-l cunosc pe domnul Iohannis și după aia pot să spun asta și cred că e reciproc acest lucru. Am avut întâlnirea cu domnul Iohannis și ce să zic, pe mine m-a cucerit. Între patru ochi? Da. Sau a fost cineva de față? Eram eu și Eugen, de care v-am povestit, prietenul meu. Deci iată, la a treia eram campanie. Trei. Și Klaus Iohannis. Eu m-am bucurat foarte mult că a fost foarte, foarte cald și mi-a zis, știți, mi-a zis domnul Blaga să ne întâlnim și eu vreau să vă cunosc, însă nu pot să vă ascund de la început că eu deja lucrez cu o echipă micuță aici în partid de vreo lună
și vreau să fiu foarte atent să nu se supere nimeni. Și mi-a plăcut asta că a fost primul lucru pe care l-a spus, nu, și mi-a și spus după aia, uite, aș fi putut să stau să văd ce spuneți o oră și să-mi folosească consultanța și la sfârșit să vă spun asta, dar nu e cazul. Și ați rămas ca niște sfătuitori? Da, și nici nu am implicat firmele la care o lucrez, așa cum am făcut în campaniile președintelui Băsescu. Pur și simplu am fost eu, mai degrabă ca un consultant, individual, cu Eugen, am făcut ședințele foto, tot ce ați văzut. Și cui a venit ideea România lucrului bine făcut? Noi am fost chemați așa ca într-o formă de situație de criză, în sensul că nu și-a asumat nimeni răspunderea alegerii ei. Slogan. Da, și am nimerit într-o întâlnire, erau cred că vreo 25 de oameni, în care au venit cu o cercetare și pe un slide acolo erau peste 10 sloganuri puse în ordinea în care oamenii au reacționat, că le-ar fi plăcut. Și ăsta era pe ultimul loc, adică cel mai puțin plăcut. Interesant. România lucrului bine făcut. Pe primul loc ce era? Ceva, o platitudine, o prostie. Nici nu mai țin minte. Aveți memorie selectivă. Și le-am spus că cercetările de obicei încurajează clișeele, nici de cum lucrurile mai îndrăznețe. A fost prima întâlnire la care am fost cu public. Și le-am spus, dintre toate, eu cred că singurul care are potențial de a face ceva cu el este ăla ultimul. Și mi-a sorit în cap majoritatea și mi-a spus, cum adică, dar e și cel mai prost. Și zic eu, dacă aveți încredere în competența mea, dați șansa acestui slogan. Eu simt că ăsta are ceva foarte bun. Și cel mai important, îi se potrivește. Bine, că l-a spus de ani și ani, cu 10 ani înainte. La dumneavoastră la această emisiune. Masă, da. Da. Vorba aceea, sunt de acord să fiu modest, dar să se știe când ați descoperit. Nu mai știu când. Când după ce lansasem, am descoperit ce lucru... Nu era o făcătură retorică, ci o idee fixă a unui om. Era autentic, era despre dânsul. Și cei care mă știu și cu care am lucrat, au zis, când Felix pune mâna pe ceva, înseamnă că e ceva valoros acolo. Și recomandarea mea a fost să rămânem pe ăsta. Deși nu era făcut de mine și nici de Eugen. Deși a avut destui adversar. Multă lume l-a ridiculizat sloganul zicând că e de bricolaj. Eu cred că vorbește despre o stare de spirit a României spre care trebuie să ne îndreptăm. Spre lucrurile care țin de calitate, nu de cantitate. Prea mult suntem obsedați de lucruri cantitative. Așa e. Și trebuie ușor să începem spre a aprecia lucrurile bune care se întâmplă în viață, nu lucrurile multe. Ați fost martorul momentelor de cădere în această sinusoidă, vreunul din momentele de minus ale candidatului. Am fost când a fost celebra replică cu ghinion. Erați de față? Eram acolo, eram chiar în studio. De fapt, a fost singura dată când m-am dus și am zis că nici nu mă mai duc. Cum ați reacționat? Am încercat să înțeleg ce se întâmplă și a fost un lucru bun care s-a întâmplat. Anume? E foarte bine dacă iei să greșești, să greșești la timp, astfel că să poți să îndrepți, cât să nu fie prea târziu. Și a fost o greșeală din care domnul Iohannis a învățat un lucru destul de important, că mersul la o emisiune presupune o pregătire. Și s-a dus la acea emisiune nefiind pregătit. Vă referiți la ce tip de pregătire? Că asta a fost o replică spontană. La o pregătire psihologică? Și starea în care te duci la acea emisiune. E vorba de stare. Exact. Nu era într-o stare bună și asta s-a văzut. Dimineața avusesem o discuție despre faptul că în viață, în general, înveți mult mai multe din eșecuri, nu din succese. Și l-am rugat să ne dea niște exemple de astfel de momente și mi-a zis, pur și simplu, nu-mi vin acum. Și am încheiat subiectul. Și după aia seara am avut o convorbire în care, pur și simplu, zic, uitați că Dumnezeu ne-a arătat astăzi un semi-eșec, că n-a fost un eșec din multe puncte de vedere, și care, dacă învățăm ce trebuie din el, e foarte bine pentru mersul campaniei. Și în timpul campaniei electorale, dinamica este foarte, foarte grea și e foarte multă energie pe care ți-o consumi acolo și pentru că interacționezi cu mulți oameni, unii cred, alții nu cred, în soluțiile pe care le ai, sunt atacuri care vin din partea cealaltă, imediat îți ia energia atacurile, că nu ți-e ușor să vezi ție ca un membru în echipă că, nu știu, candidatul tău este atacat mult sub centură și așa mai departe. Trebuie să ai grijă cum îți dozezi tu energia și în același timp de energia candidatului, pentru că de multe ori el își ia energie și din cei care sunt în jurul lui. Și mi s-a întâmplat de multe ori să simt că aduc energie candidatului. Câteodată mă gândesc la de unde mi-au eu energie, nu? Când sunteți descărcat, ce citiți? Am o practică mai mult legată de psalm. Și ce psalm vă încarcă cel mai bine? 50. Și mi-am dat seama că o să fie un asemenea moment. Și de obicei că momentul ăsta vine pe la jumatea campaniei.
din cele 6 săptămâni și mi-am spus, aveam o propunere de a mă duce cu un grup și cu părintele duhovnic la Athos. Și cu Eugen Ciocan sau nu, era rămas aici? Nu, el a rămas aici pe baricadă, da. Bun. Părintele duhovnic, să spunem, da. Care-i starețul mănăstirii... Sihăstria Putnei, părintele Putnei? Nectarie. Da. Nectarie Clinci. Clinci. Care am văzut pe internet, are școala de nave, culmea, vă urmăresc da. Navele, da. Și că a fost și profesor de matematică. Adevărat, deci iată ce personaj. Da. Da. Dar lui Klaus Iohannis i-a spus, unde plecați? Da. Cum i-a spus? În mod normal, acum n-ar fi lucruri de care să fie nevoie de mine. Dacă aveți nevoie, nu mă duc, dar aș prefera să merg. Și ce a zis? E ok. Nu, n-a fost nicio problemă. Și așa ați plecat la am realizat că turul 2 va fi marea bătălie. Sau și aveam zis, nevoie... bătălia e pierdută, Athos, e ultima speranță. Nu. În tot ceea ce fac, mă rog. N-ați avut momente de îndoială? Am avut și momente de îndoială, dar am crezut că este ceea ce avem noi nevoie. Și v-ați întors mai liniștit. Și mai încrezător. Cred că m-a ajutat foarte mult. În turul 2 am avut energia de care era nevoie și au fost niște momente destul de grele, unele dintre ele. Și aveam nevoie și de curajul aferent ca să spun niște lucruri foarte tranșant către tot staful de campanie. Și n-aș fi avut energia, cred că, dacă nu mergea. Domnule Felix Tătaru, Jacques Seghela, știți că și-a numit una dintre cărți, nu-i spuneți mamei mele că lucrez în publicitate, ea crede că sunt pianist într-un bordel. Ei, dumneavoastră, dacă v-ați scrie cartea, sper să o scrieți. Cum s-ar chema sau cum se va chema? Mama, mi-a dat Dumnezeu puterea să schimb lumea.